la Popescu, cea care în urmă cu aproximativ o oră și jumătate a murit, a plecat dintre noi. Mi-e foarte greu să pronunț aceste cuvinte. Suntem la domnia sa acasă, acolo înțeleg că a ajuns în urmă cu nu mult timp Alexandru Arșinel, partenerul său de viață, da, cel despre care spunea că sunt ca frații. Vedeți imaginile de la locuința doamnei Stella Popescu, în această curte, din nefericire, a fost găsită fără suflare și este poliția acolo, sunt toți cei care trebuie să urmeze procedura despre care vă vorbea Adrian Bujoaică mai devreme. Și Adina Lăcătușu este în legătură directă cu noi. Adina? Adina Lăcătușu, găsit, dacă ne auzi. În acest moment, da, dacă mă auziți, în acest moment la casa Stelei Popescu lucrurile sunt în desfășurare, sunt înăuntru polițiști, sunt înăuntru și legiștii care în curând se așteaptă să scoată trupul neînsuflețit al Stelei Popescu. În urmă cu câteva minute a sosit cu ochii în lacrimi și profund marcat de cele aflate astăzi Alexandru Arșinel ca un reprezentant al familiei, pentru că sunt informații că în acest moment nu ar fi nimeni din familie aici acasă la Stela Popescu. Vecinii vin și ei profund șocați și află ce s-a întâmplat astăzi. În jurul orei 15 și 40 de minute a fost dat un apel de urgență la 112 pentru că Stella Popescu a fost găsită fără suflare în curtea casei. Vecinii sunt marcați, cum spuneam, pentru că spun că o vedeau zi de zi pe Stella Popescu, aranjată, machiată, venind cu un taxi sau plecând de acasă cu un taxi, mereu cu zâmbetul pe buze. Iată că în acest moment iese cineva din curte, nu vor însă să facă declarații. Sunt în continuare lucrurile în desfășurare aici, se fac anchete, se încearcă să se stabilească care a fost cauza morții Stelei Popescu. Din ce știm noi, actrița suferea de diabet, însă această boală nu îi punea mari probleme și putea fi cu ușurință văzută la toate evenimentele mondene și susținea spectacole, are numai puțin de 3 la Constantin Tănase și chiar în urmă cu 2 seri a fost la o gală de celebritate desfășurată în capitală. Nimeni nu se aștepta așadar ca artista, care era foarte plină de viață și mereu zâmbitoare, să ajungă în acest punct. Viața în ciuda vârstei de 81 de ani. Viața se termină într-o clipă. Într-o clipă când nu te aștepți. Îți mulțumesc, Adina. Sigur că ți este foarte greu și ție să vorbești în aceste momente. Acolo se întâmplă lucrurile care erau de așteptat, conform procedurii. Poliție, medici, legiști. Fica Doina Maximilian este cea care a anunțat la 112, care este evident în stare de șoc și îndurerată. Spunea la un moment dat Stella Popescu, am înfiat-o pe Doina, care avea 16 ani și a devenit fica mea, este fata cumnatului.